Antena 3 Vâlcea, emisiunea Gospodar de Vâlcea, paripână căutarea altui gospodar în această săptămână și nu mi-a fost greu pentru că n-am plecat departe de Râmnic, am fost dacă Limănești, e drum bun și calea bătută spre orașul de stațiune și sunt într-o dublă postură, aceea de localnic și calată de turist. O să de vorba cu domnul primar Părnescu Pantinescu, bine că v-am plătit și pe la birou, cum am zis afară. Da, mulțumesc, bine ați venit. Mulțumesc că v-ați gândit la noi ca bun gospodar. Da. Iar în această dublă postură, prima întrebare, ca localnic, ce aveți de făcut, ce ați făcut? Și ca om care cunoaște și o stațiune, de toate pentru toți. Păi e greu ca să fiți în funcție dublă de primarul unei localități, de primarul unei stațiuni? Nu, pentru că, de ce nu mi-e greu? Am realizat acest lucru încă de când am venit în funcția de primar, încă de când am fost ales ca primar al Alcării Mănești, în 2012, primul lucru de care ne-am apucat a fost strategia de dezvoltare. Și acolo am înțeles cele două direcții de dezvoltare. Că de o parte a infrastructurii locale, să spun, a dezvoltării serviciilor publice și pe de altă parte a dezvoltării infrastructurii turistice, cea care se referă, bineînțeles, în primul rând la primirea turiștilor în cadru natural nu ne-a fost greu, că suntem înzestrați de natură cu cele mai frumoase și mai pretențioase realizări, dar important este ca noi să intervenim fără să degradăm, fără să urâțim acest cadru natural deosebit. Deci revenim și vă spun că nu mi-a fost greu, având o strategie de dezvoltare bine controlată, o strategie de dezvoltare care am făcut-o împreună cu cetățenii orașului Călimănești, cu agenții economici care desfășoară activitatea majoritar în domeniul turismului din Călimănești și cu alte cuvinte, atunci când urmărești lucrurile și le cunoști din timp, nu e ușor, dar nici foarte greu. Da, 633 de ani de la prima testare documentară, profesorul lui Emilia Zăbătă, 633 de ani și orașul stațiunea o datată numărată foarte tânără. Da, apoi 633 de ani de atestare documentară, deci de când Călimăneștiul a fost prima dată pomenit într-un document oficial în cele două cursoare emise de Cancelaria lui Mircea cel Bătrân, odată cu, să zic, inaugurarea mănăstirii în Cozie, fiindcă pe care au curat din 1936 până în 1338, deci foarte rapid, adică eu, vis-a-vis de ce mi se întâmplă în timp de azi, pentru că facem proiecte care sunt în mult mai importante decât ceea ce s-a întâmplat atunci și la Cozie. Da, și avem, înainte de Mircea, avem o cale care e din timpul țării, întrebate... Asta vreau să spun că așezările, de fapt, românești, dacă românești, sunt dovedite cu mult timp înainte, numai dacă vorbim de casul roman, de pe anul 100 al erei noastre, ne dăm seama că, vorbind de o localitate unde au existat oameni, unde au existat așezări și organizări
omenești cu mult mai înainte decât de mii de ani, ceea ce este foarte important. Dacă ne întoarcem la localitatea Călimănești, știu că ne presigura acest spațiu, dar deși și dar deși gata, dar să vă dacă e foarte greu, pentru că unele sunt cerințele romanilor și altele sunt cerințele turiștilor. La un moment dat am și făcut o statistică, mai ales în perioada de numărul turiștilor, se ducește cu un nou loc aici. Ce-și da. Doresc locatii, ce au dorit și ce le-a putem să spunem acest lucru. Sunt puține lucruri care, prin interferență, să zic așa, aduc nemulțumit. Localnicilor sau turiști. În general, când vorbim de dezvoltare și de proiecte de dezvoltare durabile, cu siguranță ne adresăm atât localnicilor cât și turiști. Gândiți-vă că unei localități, oraș, un oraș stațiune, indiferent că ne numim Seata, Chindea Nouă sau Chindea Veche, Polușa, ele fac parte din acest oraș, din oraș stațiune balneară, în totalitatea lui. Au apărut, să zic, stabilimente turistice și chiar balneare în toate aceste locuri. Sunt lunile de vârf ale turismului turcean sau turismului balnear, în care turiștii ajung până să fie cazați până în localitățile învecinate, fără Turcer, de Răsăvești, eu știu, și chiar și alte localități. Deci, cu siguranță, potențialul de dezvoltare este foarte mare. Dar mai bine și spre Brezoi, că o să aveți o legătură și cu Brezoi. Sigur, apropo de această atestare documentară, știți că tot atunci a fost atestat documentar și municipiul Republicii Vârcea și alte localități și eu văd ca un pol de dezvoltare Republicii Vârcea și, nu știu, cu asocierea tuturor stațiunilor balneare, Brezoiul devenind din ce în ce mai mult o localitate turistică, cu siguranță anii care vor urma ne vor găsi împreună, să zic, chiar și administrativ. Îmi doresc acest lucru, am spus chiar în cuvântul de evocare a acestui eveniment de termină a 633 de ani de atestare documentară, că eu așa văd viitor, unificând cele alte localități care, să zic, sunt în jurul de localității din Turcia, municipiul nostru și, de ce nu, toată zona să devină o zonă turistică, pentru că este o activitate din care cetățenii noștri pot să trăi și să aibă un nivel de dezvoltare, să zic, acceptat din zilele noastre și multodată spun, zona în sine este valoroasă prin resursele minerale pe care le are și prin tot ceea ce poate oferi turismul național și nu. Oamenii care au învățat de condiții de rămân, pentru că nu au trezut, adică nu au condiții oamenii de acolo. Și aici am văzut că tot un eveniment legat de 633 de ani de la prima detalii documentară a testat susceptibilitatea în multe familii 50 de ani de viață împreună, contează foarte mult. Da. Mi-a făcut și atunci a dat repetat asta cu testa. Ce înseamnă, până la urmă, 50 de ani de viață pentru o familie și pentru un primarul gospodar? Păi, viață durabilă, și le spunem eu că de fapt am evocat povestea fiecăruia de iubire. În ce sens, orice familie se întemeiază la început acest sentiment. Și eu cred că nu poate dura această legătură timp de 50 de ani fără ca acest sentiment să dureze. Și este frumos, este bine că ne întâlnim cu acești
o asemenea exemple de viață și sunt convins că cei care au ocazia să vadă aceste evenimente știu să le aprecieze și chiar putem învăța de la acești oameni, de la familia. Familia știm cu toții că de fapt este prima organizare pe care fiecare dintre noi luăm legătura, este primul contact cu lumina zilei, cu tot ce înseamnă până la urmă formarea noastră ca oameni de mai târziu. Spuneam eu că la școală te duci să te instruiești, la biserică sigur primești educația morală, dar în familie înveți să fii cu adevărat om, pe care, iată, mai târziu părinții, copiii tăi să pot plasa. Și toată această legătură de trainică și de durată, până la urmă, dă nivelul unei zone, nivelul unei localități, localitate balneară, așa cum am spus, o localitate de stațiune care oferă multe beneficii, dar în același timp în care trăiesc oameni care de-a lungul timpului și-au pus priceperea lor în a forma acest oraș și cu alte cuvinte nu putem decât să-i apreciem și dacă vreți o datorie a fiecare. La tinerețe până la bătrânețe, dar vorbim de tinerețe, pentru că orașul de tinere frumos, am ajuns dacă a fost o întrebare sau nu, că n-a fost o întrebare, ceva care s-a hotărât de către populația din localitatea din orașul Balnear, ca un ultima care arată ca o floare, după nume Colonel Constantinescu, să facă din această stațiune, în acest oraș, stațiune pe o floare. Jenimea pleacă, în altă parte să învețe sau are condiții aici? În ceea ce privește, să zic, învățământul primar, învățământul liceal, avem toate condițiile și știți bine că chiar am pus în valoare un liceu pe care l-am transformat într-un campus școlar, ceea ce înseamnă că avem o bază materială deosebită și umană deosebită, tocmai în acest domeniu de formare a celor care mai târziu lucrează în turism. A fost pe timpul un liceu de excepție, pentru că era singurul din țară care forma asemenea specialiști. Între timp, sigur că s-au înființat mult mai multe alte licee, alte locații, alte profiluri, dar suntem datori să ducem mai departe experiența acumulată timp de 60 de ani de acest liceu, iată că ușor-ușor strânge ani de experiență. Vă spuneam de baza materială deosebită pe care o are acest liceu, de internatul de cazare ale elevilor respectiv, de cantina care oferă, să zic, și posibilitatea de formare a lor ca specialiști, dar și de posibilitatea de a servi masa toți acești elevi care sunt la cursul de acest liceu. Am vorbit de 60 de ani de existența unui liceu de turism, nu aveam și grădini și pe personata studențe politizată pe un proiect de viitor, ținând cont că Râmnicul este plin de stațiuni, adică e foarte căutat de vedere turistică, să vă gândiți la niște noi facultăți de turism, pentru că avem Govor, avem Ondele Mari, Orezul de Nestațiune, cred că și anul stațiune ridicolă, Olănești, Călimănești, dumneavoastră, poate și Brezoi. Și de aici să plece Junina învățată spre alte zone ale țării și să ne spuneți orați venit cu distribuția la Linda, Călimănești, Orizeane și facultate. Noi avem o strategie de dezvoltare inclusiv a acestei infrastructuri școlare. Și a merge până acolo unde spune dumneavoastră, eu spun că de mult timp în lume turismul nu se mai face cu absolvenți a școlii profesionale. Că noi tot difuzăm această informație în ultimii ani de învățământ dual de mulți de reînființare a școlilor profesionale. Ele sunt înființate, dar din păcate știm cu toții că nivelul este altul în lume, nivelul trebuie să crească obligatoriu și la noi, pentru că turismul, într-adevăr, se face, dacă vreți, cu oameni
care au studii post-universitare și nici de cum cu cei care au studii profesionale. Trebuie să ne gândim să formăm acești oameni, trebuie să ne gândim să ajungem la nivelul celor la pe țări din Uniunea Europeană și de ce nu din lume, pentru că numai așa putem rezista, numai așa putem să fim compatibili, numai așa putem să demonstrăm că, într-adevăr, și la noi în localitate și la noi în țară se pot face lucruri deosebite, cu oameni deosebiți. Neavând această forță, niciodată nu poți accesa acolo la nivelul. Cantitate, dar mai ales de calitate, mai ales în turism, de condiția ce se întâmplă în tot timpul anului în Călimănești. Poate să vorbiți de turistă, că aveți două centre de informare turistică și întrebarea o să vină dincolo de aceste centre. Un turist că vine în stațiunea Călimănești, căciulata, stațiunea asta și oraș și stațiune, nu vine mai la apă, la baie sau să privească pe terasă cu plouă sau cu minte. Sunt foarte, foarte multe posibilități. Omul când vine se așează la masă și își face niște pot de gamă cu niște bani, mă relaxez, mă prind, dar unde și potrol și dacă aveți oameni care să-i vină pe cei care vor să parcurgă mai multe distanțe în orașul stațiunii. Da, avem două centre de informare turistică. Unul, îi spunem, un centru local de informare turistică, celălalt este un centru național de informare turistică. Deci are legături cu absolut toate centrele naționale. Omul găsește informații peste tot. Noi difuzăm, să zic, aceste informații online. Toată lumea a învățat să consulte aceste posibilități, mult mai ușor de accesat, dar să prezintă și la centrele noastre oameni, mai ales atunci când vin în localitate și când sunt deja turiști, și caută, să zic, și alte posibilități de, le spun eu, de relaxare. Întotdeauna am spus că vreau să păstrăm la Călimănești acest specific de stațiune balneară, sau dacă vrei, de stațiune balneară prima terenie. Și nu vreau să transformăm Călimăneștiul într-o stațiune de divertisment. Categoric putem să spunem că piscinele cu apă termală, piscinele cu apă geotermală, oferă condiții atât de relaxare, cât și de divertisment. Adică și pentru cei tineri și pentru cei care vin la tratament. Da, aici m-am referit, însă, din păcate, divertismentul ăsta de o anumită categorie de tineri, dacă tot s-a pus aminte, este înțeles greșit. Aici nu sunt stranduri, aici nu este la mare, la Costinești sau în altă parte, unde ne putem permite să avem discoteci în aer liber, să avem, eu știu, așa cum am spus, strandurile acestea în care se ascultă muzică la anumiți decibeli sau să se practice anumite activități sau să stea la o terasă, bine mersi, până la 3-4 dimineața. Ei, nu putem să acceptăm acest lucru, tocmai datorită, sau cel puțin eu așa cred. Dacă mâine cu mine vine altcineva în locul meu cu altă concepție, nu am nimic, dar lucrurile sunt în evoluție, lucrurile sunt în... Trebuie să acceptăm această mobilitate în care suntem cuprinși cu toții zi de zi, dar tocmai
în ideea întrebării dumneavoastră de început, cum reușim să îmbinăm, să zic, cerințele turiștilor cu necesitățile cetățenilor orașului nostru, tocmai în acest sens vă spun că vreau să păstrăm acest specific de stațiune balneară, de stațiune balneară climaterică și să oferim, pe lângă posibilitățile de tratament bine cunoscute ale resurselor minerale din stațiunea noastră, și posibilități de relaxare. Și aici putem vorbi foarte mult despre turismul monahal, de turismul în aer liber, pe care îl oferă traseele turistice din localitatea noastră. Vrem să dezvoltăm cât mai mult baze sportive în care turiștii care vin în stațiunea noastră să poată face mișcare. Deci să dezvoltăm aceste posibilități de aquapark, care sunt la ora actuală neîncăpătoare. Adică Limonești sunt foarte căutate, dar sigur toate acestea fac parte din strategia noastră de dezvoltare și sunt convins că în următorii ani, pentru că lucrând la aceste lucruri, vom ajunge să putem oferi mult mai multe condiții din acestea de relaxare decât avem la ora actuală. Mirajul rotului, cântecele rotului, nu vă dor, deși a trecut doar un an de când. Mi-e dor de toate manifestările pe care am văzut că am început timid cu zilele orașului, pentru că n-am mai făcut acele, să zic, festivaluri și întâlniri. Toate într-un. Da, așa. Am dedicat o zi specială, chiar ziua de 20 mai, în care, printr-o ședință solemnă a orașului, a Consiliul Local Călimănești, cu invitați, pe urmă, aceste, bineînțeles, o slujbă de pomenire și de mulțumire vis-a-vis de mici acerbători, dacă vreți, întemeietor, sau aceste localități domnești, așa cum îmi spun eu, poate nu întâmplător și un mineral a fost descoperit tot în curtea mănăstirii Cozia, și atunci cele două simboluri se împină perfect, drumul singur, mănăstirea Cozia și în jurul ei toate aceste așezări omenești. Nu întâmplător, cred eu, într-o zonă într-adevăr rodnică, într-o zonă cu oameni vremnici și într-o zonă, iată, căutată de cât mai mulți turiști. S-a oprit și a făcut și un castru roman, o posibil că i-a plăcut zona, pentru că ceea ce se afla în zona asta de la animale la plante și eu știu ce se mai întâmpla. Și putem vorbi și pe masa lui Traian. Masa de la lui Traian, a servit și masa ca acolo vreau să ajung. E o poartă de intrare, masa, o poartă de intrare, pentru care e masa cum a vrea și intri în Parcul Național Cozia. Apoi și Cuza a trecut aici, nu știu dacă a băut apă de la fântâna lui, o faună mică sau o faună mare. Exista și un poștalion care venea și schimba mărfuri pe Transilvania și zona de sud, în țara românească. Și alți oameni mari care au poposit aici și au venit, avem pavilionul central, care este un fel de carobivari al României, al de Dumnezeu. Și zona asta din parc arată foarte frumos, pentru artesiană,
scenă pentru acum la îndată noastră la Bucur de Arată, în Bărina Tirescu, probabil s-a decis de interesant să vă. Cu siguranță am avut și ieri, o să avem și azi, da. Că nu putem să ne beneficiem, să zic așa, de o experiență și de minte luminată în localității noastre. De fiecare dată când vine, avem aceste întâlniri. Mai ales acum, când deja am început un fel de readunătare și de modernizare a casei de copii, dar fie și de acolo. Și este direct interesat de aceste lucrări, o să mergem împreună acolo să vedem cum decurg ele. Da, mulțumim mult, ați evocat, să zic așa, în termeni melodioși, localitatea noastră și este un adevăr, mai ales că o stagiune balneară, în toate mine să spun, fără istorie și fără cultură, ar fi, să zic, aproape inexistent, ar fi foarte sărac. Și atunci când e sărac, te caută puține lume. Da. Noi nu ne caută puține lume, noi ne caută din ce în ce mai multă lume, mai mulți turiști. Noi ne-am propus să păstrăm cât mai mulți din acest turist, dacă nu toți, și an de an s-a părutat și azi. Spune astea, sunt zile și apoi zile din an, când numărul lor, între cea numărul locuitorilor din Călimanești, dar vă spun încă dată că este o luminare fericită și unii și alții caută să sprijine, caută și înțeleg că trăiesc unii prin ceilalți și nivelul poate să crească tocmai din această înțelegere. Dorim la nivel. Am fost foarte plăcut surprins când am văzut Revalva Morașe, ce fiind pe un loc, numărul care, pe care altfel am plăcut, la un plutere, nu au zis că am de extremat. Foarte interesantă această idee care a fost în viața noastră și lume la rând, așa că am zis că am de Sulina, de Mișa, care nu are pofitura așa de delta, dar acum am de aici e mai ușor să ajung la Caimănești, da. Decât să mergem la Lucea. Îmi spuneam că suntem o zonă îndestată cu peisaj și natural pictos. Am ideat de parcul Cozii, parcul natural Cozii. Național. La picioarele acestui parc, dacă nu este permis să zic așa, se află un loc care, din punct de vedere turistic, și nu numai, nu e pustă. Nu sunt în toate capitalele lumii sau în toate orașele din care circulă un astfel de râu, populația este cruzată spre acest lucru. Noi, între A, noi din Plămâni, suntem cu stată. Și către mediul general. Și către mediul general. Pentru că am de mare, probabil aceste cursuri de apă, aceste ape au făcut ravage, au făcut rău. Populația, ne fiind genetic canalizat, vreau să vă spun că am simțit nevoia ca toate apele fluviale să le putem canaliza, să le putem aduce către un loc, nu numai ca să înnoim debitul pentru tine, numai pe teritoriul nostru să apă două hidrocentrale destul de mari, dar ele sunt mult mai multe pe aceste ape, dar vrem ca acest torenț să nu mai producă pahute, să nu mai inunde terenurile agricole, să nu mai inunde gospodării și de aceea, împreună cu Amicu, avem un lucru, un proiect de acesta de canalizare și de aducine a tuturor apelor pluviale către râul lor. Dar avem o durere în cei care au mai și nu mai știu că și pe care să aducești la noi. Nepunerea în valoare, să zic, a faleței. Cine frâne, cineva frâne, vă ține și altul mare? Tot proprietarul. Deci, proprietarul este statul român. El are dată în administrare, să zic,
toate aceste baraje și toate aceste terenuri adiacente malurilor acestor baraje către hidroelectrica. Sigur, hidroelectrica spune că vrea să aibă tot timpul acces la aceste teritorii, ceea ce nu este rău și este obligatoriu, dar eu cred că putem coexista cu cele două obiective, acela turistic și de punerea în valoare privată și în terenurile respective, ar fi un lucru deosebit și, dacă vreți, de circulație pietonală, care, cel puțin în localitatea noastră, este expusă oricând unor riscuri destul de mari, având în vedere exact acea cale pe care spuneam dumneavoastră, pe care ți-o traiam. Sigur că acum este un național, un european, care este tot timpul circulată și circulată la maxim. Începe Valea Ocului cu multe probleme de circulație, cu multe accidente. Deci ar fi benefică, să zic, această circulație pe Paleza Ocului, cel puțin pe canală, mult timpul. Aveți o promenadă de Paleza Ocului? Da, dar destul de mică față de ceea ce am putea să avem. Vă referiți cea de la Zoarele 1 și 2 din Căciulata, spre Ecozia, spre hotelurile Sece Primăneștiuțe. Da, și este promenată, să zic, făcută din aceste mandate care eu sunt urmat și am fost tare bucuros că cele două parcuri balneare sunt numite, cel de la hotelul central, de la pavilionul central, precum și cel de la Căciulata, de la parcul Zoarea, așa cum este super, că interiorul acestui parc se află primele zoare descoperite și cele mai importante ascunzătoare de apă minerală din stațiunea noastră este vorba de zoarele și doi. Și aceste parcuri au un nivel bun, un nivel deosebit și turiștii, în general, le frecventează destul de mult, însă noi ne-am gândit și la o altă dezvoltare a acestor parcuri. Am văzut că au luat ființă câteva parcuri micuțe, este vorba de Poiana lui Căliman, de parcul de la Jiblea, de la Mirajul Oltului, dar o să facem un parcurs destul de interesant și în Jiblea Nouă, în jurul la școala generală. Și dorești de la Jiblea Nouă, avem acolo și un teren de sport pe care vom pune în valoare un cămin cultural, deci o așezare culturală pe care o vom reabilita pe efort, prinde viață mult mai multe. Dar, în stațiunea ca atare, vrem să preluăm de la statul român 20 de hectare de pădure și să o transformăm în pădure pală. Suntem destul de avansați cu acest proiect, însă până nu primim hotărârea guvernamentală în sensul de dare în proprietate a acestei păduri către Oateca Limănești, nu putem să facem niciun fel de investiție. Sperăm noi să fie cât mai rapid, am trecut de multe ministere, Ministerul de Resort, Ministerul Mediului și Pădurilor este cel care a inițiat la cererea noastră această trecere, Ministerul Dezvoltării deja și-a dat acceptul, urmează Ministerul Justiției și Ministerul de Finanțe. Sperăm să primim și de acolo acordul respectiv pentru ca prin hotărâri directorească, deci această pădure să treacă în proprietatea noastră și să dezvoltăm un astfel de parc. Cred că sunt câteva lucruri pe care vorbim, care arată clar că avem un potențial enorm și lucrăm, să zic așa, zi de zi la punerea în valoare a acestui. Eu sunt convins că va fi de viață și un mic port aici, în barajele, pentru că nu o întâmplare și cred că nu o să nu o întâmplare. Acum 2 sau 3 ani de zile, cu ce se seama dumneavoastră din Bărbănești, având și un mic avaragine sub formă de iant, având și o zonă de unde am plecat, din fața Mănăstirii Turnul, am plecat împreună cu 2 colegi și am dus până aproape sub barajul de la Bărbănești. Nu spun că stând de apă, deci luau mașină, se opreau, taxonau, au făcut
bucurie mare pentru că vedeau o barcă impusă pe timp de ori. Și când ne-am întors, era poate la mănăstirea Turnu până următoarea pusă. Asta e o chestiune particulară, privată, iată că acum sunt deja mai mulți privați care oferă aceste lucruri și inclusiv aceste lucruri este, să zic, oferit prin Mirajul de către Consiliul Județean Vâlcea și Matia Cărmănești. Așa am și eu un gând în picioare, vă comentez că este privacadea și o privacadea 2-3 mai informații din Vârfița, că știm aici, încă în Vârfește, facem și bămării cu bricul la păpata cealaltă, că avem și până acolo tot faci și da. Vorbiți întotdeauna de potențial, exact. Care este enorm și care, sigur că noi suntem nerăbdători să punem o valoare. În schimb, iar ne ducem la strategie și la prioritizarea lucrurilor. Da. Bugetele sunt, nu sunt nelimitate. Sigur, banii europeni sunt limitați și noi avem multe proiecte europene. Altele, din păcate, le avem evaluate, acceptate, dar care nu și-au găsit finanțare, că n-am văzut, dar ele sunt acolo, dau cărtoare și cu siguranță în următorii ani vor găsi, în totul apropiat, vor găsi această finanțare și pas cu pas vom ajunge acolo unde ne dorim și unde își doresc până la urmă cetățenii acestui oraș. Dar trecut, prezent și viitor, în trecut, făcut de alții, prezentul se duce spre viitor. Viitorul poate fi construit cu un gospodar, dar nu singur gospodar, poate fi un gospodar din comunitatea sau din proiecte din trecut, care au cu viață, prezentul se duce nu poate spre viitor, proiecte care vor fi cu bani europeni, altele dintre ele cu bani de la guvern. Important este să ai un gospodar bun, adică un om cu capul trebuie, ajutat de consilieri, de oameni care sunt la localitate, cum să prindă viață. Da, spuneți un mare adevăr, administrația publică a avut, are în continuare proiecte de dezvoltare, dar aș putea să spun că fără proiectele de dezvoltare care au prins viață și care vor prinde viață în continuare realizate de agenții economici din Călimănești și fără preocuparea locuitorilor vis-a-vis de gospodăriilor, de gospodăriile lor care s-au dezvoltat continuu, nu am fi putut și nu am putea să ajungem acolo unde ne dorim. Deci sunt cei trei factori care trebuie să lucreze, dacă vreți, zilnic și care să respecte un echilibru deja format. Și eu sper că acest echilibru este înțeles de toți cei trei, atunci că, într-adevăr, atmosfera de bună conducere care există la ora actuală va continua. Eu, ca cetățean al Râmnicului, îmi doresc, vă spun sincer, acum vezi un motiv așa să vă laud, dar nu pot zis mă laud, pentru că atunci dau pe cineva când vrei să facă ceva, dar când vrei să facă mare rău să mai dau, pentru că să vrei să facă ceva. Îmi doresc ca cetățean al Râmnicului să vină în propoarea și să nu vă se vină ca dar din capri, pentru că nici la din asta, să aducă ceilalți din Uniunea Europeană să vină aici, vorbim în engleză, franceză, în italiană, în spaniolă, și de aici, din stațiunea Călimănești, drumul spre tot ce are din acum, de funcția în această parte, adică Parcul Național Cuzia, mai încolo pe sus, cu Doamne, în ales, Pineniu, Proeniu, și apoi dacă nu mai găsiți loc, orice și la stațiuni, că sunt destule și noi mereu în căutarea lui Gospodar, trebuie să vă mulțumesc, dar pot să am găsit un bani, că ai găsit Călimănești, vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă spun că plec așa, că mi-a fi scurt postă de alege, că dacă nu pe apă, când se învârte vremea, plec să mă rătăcesc, îmi place să mă rătăcesc în rai din Parcul Național Cuzia. Vă mulțumim mult, cu drag de fiecare dată. Mulțumim că, iată, promovați orașul nostru, promovați stațiunea noastră. Exact cum a spus, nu întâmplător, dar nici cu gândul de a ne lăuda prea mult. Ambițiile noastre sunt mult mai mari decât am putut realiza până acum. Și nu neapărat ambițiile mele, dar și primarea și aceste localități și ambițiile, o să spun, și orgolile, câteodată ușor de observat la cetățenii orașului nostru. Încă o dată spun,
că această dezvoltare pe care ne dorim trebuie să fie realizată de toți cei trei parte. Adică de administrație, de agenți economici care își au efectiv, cum să zic, business-ul, își au afaceri de turism, dar și de cetățenii acestui oraș, prin ridicarea gospodării, sunt foarte mulțumiți în ultimul timp că tot ce au agonisit până acum are o altă valoare, terenurile din Călimănești, știți că au o altă valoare, casele din Călimănești, știți că deja sunt o altă valoare, apartamentele care au locuri, ceea ce înseamnă că nivelul de care Călimănești până la urmă s-a schimbat și eu sunt încrezător în continuare că vom ajunge acolo unde dată spun unde ne dorim și unde stațiune în totalitate ne o cer. Cu siguranță vă așteptăm și cu alte ocazii pentru a prezenta realizările, pentru a prezenta, să zic, gândirea de viitor, strategia de viitor a acestei localități, dar până la urmă și să verificați dacă ceea ce noi ne-am dorit am putut realizați. Luați această ediție a emisiunii Gospodar de Lucea, ca pe o ilustrată, trimisă de stațiunea balneară pe Ivănescu Ciulata, cu semnătura domnului primar Conel Constantinescu, apoi mai jos acum, cu Valigonea, Miță Marinescu și Paolo Bocanu, cei care vin cu ilustrația peste cele vorbite de primar, toate cele bune și sau din bine că n-ar trebui să fie. Vă mulțumim! Domnule inginer, am stat de vorbă cu domnul primar Cornel Constantinescu, primarul orașului stațiune balneară, balneoclimaterică, e vorba de Călimănești. Acum suntem la limita stațiunii orașului balneoclimaterice Călimănești. Domnul primar mi-a vorbit foarte frumos despre ceea ce se află în partea dinspre nord, la ieșirea din Călimănești, adică intrarea în Parcul Național Cozia. O zonă uimitor de interesantă, de frumoasă. Deci dacă suntem cumva la limită cu zona urbană, de aici încolo începe zona naturală, una de excepție, să zic, cu păduri, cu trasee turistice, cu tot felul de atracții, cu floră, cu faună sălbatică, cu cascade, cu locuri de belvedere, nu mai zic frumusețea de fiuleului Olt de aici, de lângă noi. Deci el, cele două suprafețe se îngemânează foarte bine, se completează una pe alta pentru că era exact de ce are nevoie turistul și localnicul din zona Călimănești, pe Ciulapa, Cozia, dar și turistul venit din alte părți, după ce savurează, zic eu așa, atracțiile urbane din Călimănești, atât de multe și atât de frumoase, poate să-și completeze, știu eu, dorința de frumos cu ceea ce se află în Parcul Național Cozia. Avem de câștigat stațiunea după înființarea Parcului Național Cozia, pentru că spunea și unul primar și dumneavoastră foarte bine, știu și eu la fel, cei care vin în stațiune nu vin numai să se relaxeze în stațiune. Caută trasee turistice, zone în care să se relaxeze foarte mult și să vadă exact ceea ce vedem noi la fiecare ieșire, adică natura în toată splendoarea sa. Dar peste tot în lume, peste tot unde sunt zone naturale foarte frumoase, cum spuneam, cu atracții de acestea deosebite, se dezvoltă și o zonă urbană cu de toate, cu stațiuni, cu
clădiri, cu centre de afaceri, cu centre de acestea de sănătate, cu, să zic, baze sportive. Deci peste tot în lume unde sunt parcuri naționale și naturale, alături sunt și zone interesante, zone dezvoltate, bine, astfel încât așa să reiau simția cu cele două se completează foarte bine. Zona urbană, de recreere și sociare, cu și mai frumoasa zonă din natură. E bine, doamnelor și domnilor, avem doi gospodari în această emisiune. Gospodar de oraș și gospodar de natură. Îi mulțumesc domnului Pavel Cundrăt pentru intervenția din natură în turismul urban, în stațiunea Balneo Prima Teriga, poate că rămâne speciulata, și gospodarul Pavel Cundrăt intră în cealaltă emisiune, destinație de weekend, și noi intrăm în natură, în sărul naturii. Mulțumesc!